la lecția de frumusețe o avem profesoară astăzi pe Georgiana Stavrositu. Bine ai venit, Georgiana! Bine te-am regăsit, Lili! N-ai venit singură astăzi? Nu, am venit cu Jessica! Bună, Jessica! Bine ai venit! Bună, fetelor! Bună! Bravo, cu sandwich în mână, frumos! George, ce ne înveți astăzi? Ce coafiuri ne înveți? O să facem 3 coafiuri, da, pe care le putem purta și la școală, și la birou, și în mai multe... Perfect, dar e back to school, că astăzi e au început back to school școlile. Astăzi, da, și dacă este back to school, o să mergem pe niște coafiuri destul de legere, de clean, să zic așa. Mm-hmm. Da? Prima coafură pe care o voi face, uite, sunt doar pe jumătate, așa, ca să vedeți că vreau să las conturul acesta desfăcut. O să fac un half-up, adică o jumătate de păr prins, pentru că fetele vor să aibă părul totuși desfăcut și lung la școală, mm-hmm. dar trebuie să știm că totuși... Cred că se mai scrie la școală, nu? Sau doar tabletă? Să nu ne intre păr pe față. Se mai scrie, auzi, Jessica, știe. Așa. Bun. Și atunci, uite, o să iau niște șuvițe pe care le răsucesc și o să le prind cu câteva agrafe, astfel încât să nu ne deranjeze părul atunci când scriem. Știi, pe vremea mea, să zic așa, era foarte important să avem fața liberă. Uite, fac același lucru și în partea cealaltă, merg pe o răsucitură. Aici, la mijloc, va trebui să le intersectez foarte bine și să pun agrafele în X. O să le pun la vedere, ca să le vedeți și voi foarte bine cum le pun, ca da? Să sigilezi. Ca să sigilem, să le sigilăm. Da. În momentul în care facem acest lucru, cu siguranță ele vor sta fără nicio problemă. Uh-huh. Dacă vrem să ascundem aceste agrafe, da, uite, le-am pus ca să le vedeți, mai luăm o șuviță, da, care poate fi, uite, chiar de pe tot conturul cefei, o răsucim și pe ea și foarte bine ascundem aceste agrafe cu o singură agrafă. Nu mă deranjau agrafele, dacă mă întreb pe mine. Putem să punem și ca și decor agrafele, de exemplu. Putem să punem mai mult de una lângă cealaltă. Iar pe aceste două le putem lăsa pe față, uite. Să lăsăm pe contur. Asta va fi o coafură half-up. Dacă vreți să aveți decor, puteți să puneți 2-3 agrafe, chiar și colorate. Alternăm culorile. Perfect. Da. Bun. O altă coafură. Al doilea tip de coafură. Al doilea tip de coafură. O să păstrez aici această, ceea ce am făcut și o să prind părul într-o coadă. Uite, o să iau un astfel de elastic, îl prind relaxat într-o coadă, jos, la baza cefei. O să fac... îl strângem foarte bine. O să iau neapărat o bucată de sub coadă ca să ascund acest elastic, da? Uh-huh. Că nu vrem să se vadă, sau dacă vreți să-l accesorizați cu ținuta și să fie o anumită culoare, da, altfel nu. Iau o agrafă. Ce fac cu această agrafă? Aplic vârful. Uite, am vârful pe care l-am pus aici. Îl răsucesc peste o parte a agrafei și după care o pun sub păr. Ia uite ce truc bun. Astfel încât tot va fi super sigilat cu o singură agrafă. Dacă dăm cu fixativ, dăm fix doar pe această codiță. Îmi plac coafiurile clean. Nu vreau să fie foarte încărcate. Mai ales că dacă mergem la școală, trebuie să arate un pic mai curat, mai clean, așa cum ai zis tu. Exact, să fie foarte curat de coafiura. Uh-huh. Putem să tapăm doar aici la bază. Este foarte important să știm să ne îngrijim părul, da? Să-l spălăm de câte ori este nevoie și să aplicăm o mască pe toată lungimea firului de păr. Aș vrea să spun aici că masca de păr nu trebuie clătită 100%. Adică 1-2% să rămână în păr, pentru că dacă îl clătim până scârție, părul se va electriza. Mai ales dacă ai părul fin. Deci asta era. Deci de asta Andreea mi se ciufulește, că eu la mine scârție și nu... Acum am... Da. Masca pe lungimea firului de păr. Uite, și acum pe față, de exemplu, o să iau și o să răsucesc. Ce frumos! Ai împletit pur și simplu șuvița din față. E practic răsucită, da? Sunt niște șuvițe răsucite în față, pe care le luăm și le punem tot așa. Am învățat deja cu agrafa, da? Fac același lucru ca mai devreme. Îmi place tare mult coafiura asta. Este o coafură care o putem purta, pe care o putem purta foarte bine la școală, dar este și destul de... e deja accesorizată ea. Ai făcut și în partea cealaltă răsucit. Da, și în partea cealaltă acum fac acum. Da. Uite, răsucim, facem același lucru, vin de aici, răsucim șuvița singură și o punem peste coafură. Ce frumos! O răsucim încă o dată și facem același lucru cu agrafa, da? Bogdan, tu nu te hâhâi acolo. Uită-te că să-i faci și tu la taliei. Sunt foarte atent. Cum te rog. Hâhâi. Foarte frumos. Uite, coafiura asta chiar merită să o încerci. Bun, asta ar fi o coafiură, da? Foarte frumos. Îmi din această coafiură, fie că avem părul prins cu totul sau după ce l-am răsucit, putem să împletim foarte puțin aici coada. Așa. Tot cred că e mai bine întors. Foarte puțin, fac o împletitură în 3 clasică, nu mă complic, da? Să fie foarte simplu.
până pe la jumătate, nu împletesc toată coada. Iau niște elastice de data asta micuțe, există elastice micuțe astfel încât să nu se vadă. Da. Prind aici și poate vrei să ai, uite, Jessica, putem să spunem că tu ești balerina? Deci se vede postura, se vede cât de frumos stă. Și atunci, putem să facem un coc de balerină foarte simplu, aici jos, la baza cefei. Împletitura ne ajută să ne susțină foarte bine agrafa, foarte bine coculețul. Da. Și în momentul în care prindem noi cu agrafe, agrafele vor sta mult mai sigilate, mult mai bine, că pot eventual chiar să le prindem împletitură și nu mai alunecă. Uite ce coafură frumoasă, Jessica, când o să mergi la repetițiile pentru balet. Și cam asta e. Deci trei tipuri de coafiuri back to school. Astăzi le puteți face dacă sunteți la liceu sau de ce nu pentru fetițele voastre. Îmi plac foarte mult șoșonii ăștia din picioare. Sper că nu e la repetiții la balet. Sper că doar așa, când în timpul liber îi porți. Da. Perfect. Vedeți că poți să faci, să stai pe coante, practic. Au și coante. Exact. Nu că e vremea, e sezonul lor acum. Da, o să-mi iau și eu, cred că da. Că băieții s-au săturat să mă vadă în tocuri. Georgiana, îți mulțumim tare mult. Ne revedem data viitoare.